Consilierii locali câmpineni și-au dat acordul de principiu pentru asocierea cu o persoană fizică în vederea realizării unui parc industrial. La ultima lor ședință s-au pus probleme legate de nivelul prea mare de investiții necesare pentru acest obiectiv, inclusiv de perioada lungă de așteptare până la obținerea primelor profituri. Reacția consilierilor a fost parțial negativă, mascată, din păcate, într-un fel de ideea de a vota proiectul. Rolul acestui parc industrial este de a crea locuri de muncă. Asta este dorința noastră și cu cât îl înființăm mai repede și găsim o soluție mai bună, cu atât câmpinerii vor avea unde să lucreze și nivelul de trai în Câmpina va crește. Terenul de aproximativ 16 hectare, în valoare de 4,6 milioane de euro, se află pe șoseaua Paltinu, la fosta fabrică de prelucrare a lemnului, 21 decembrie. Familia Davițoiu, care se ocupă cu activități agricole, l-a dobândit acum 4 ani prin recuperarea unei creanțe. Așteptările dânșilor sunt următoarele. Impozitul pe teren și pe clădiri la primăria Câmpina se ridică la 300-400 de milioane anual. Dânșii vor ca acel teren să producă ceva, să-și achite acele datorii și dacă e posibil să picure și un beneficiu în favoarea familiei Davițoiu, este perfect, este ok. Dar esențial e ca acel teren să nu producă pagubă în bugetul lor. Acum locul este o ruină, iar familia Davițoiu este în căutarea unei noi destinații pentru acest teren. Rămâne de văzut dacă și când vor propune consilierii locali un proiect concret, cu termen clar de asociere.